Mie îmi pare rău astăzi că s-a stricat o leacă omenirea, sau poate chiar și mai tare. Mă doare tare sufletul când văd cât de urât vorbesc copiii. Mă doare de multe ori în suflet când văd cum vă purtați cu părinții voștri. Cuvintele acestea urâte care la mulți se pare că dacă vorbesc cât mai urât, cât mai vulgar, cuvinte care nu poți să le spui, nici să le treci pe mintea ta, doar le pare că ei sunt cineva mai fraier, mai bățoș, mai frumoși, mai cuminți, că se arată cineva. Nu, fraților, te areți ca un prost fără de minte când vorbești așa. Mi-era și mie rușine când mi-a arătat cineva că un copil de-al meu care era la război, vorbea cam nu tare frumos cu șefii lui de acolo, și mi-a fost tare rușine când am auzit cuvintele acelea urâte, pentru că eu niciodată nu le-am spus și nu le auzit de la mine. Aș ruga tot tineretul de astăzi să vorbiți frumos. Gura voastră este ca un izvor și nu poate să curgă o apă limpede și o apă turbure, o apă caldă și o apă rece. Gura voastră trebuie să vorbească frumos. Numai cuvinte frumoase și laudă lui Dumnezeu. Și să vă învățați așa să vorbiți. Și voi, părinților, în casele voastre, ca copiii să nu audă de la noi. Poate ai ceva, poate vrei să spui ceva, e mai bine să taci. Și chiar dacă vrei să spui ceva astăzi, dacă te-ai enervat, te-a supărat cineva, lasă pentru a doilea zi. Nu spune atunci. Vezi că a doilea zi o să-ți pară rău că ai spus ieri, dar dacă n-ai spus o să-ți pară bine și a să-i spui, îmi pare bine. Eu am primit o scrisoare acum, de două zile în urmă, și așa m-a rănit de tare la suflet și am vrut să mă răzbun. N-am vrut să fac nimic. Doar toți cei care au fost amintiți într-o scrisoare, am vrut să le trimit acel mesaj la toți ca să o citească toți. O spun pentru că nu totdeauna poți birui rău. Știți? Dar ce frumos când îl poți birui. Și m-am gândit că eu n-am meritat acelea cuvinte. Nu sunt drepte, nu sunt adevărate. Dar până acum am întrebat tot din oamenii de la Chiv, de acolo când mă întâlneau, uite, nu-i drept, se poate să mă duc să-i spun? Eu spuneam nu. Da-și din gură. Lasă că va vorbi adevărul pe urmă. Tu nu spune nimic, nu te îndreptăți, că e păcat. Acum eu aș fi vrut să mă îndreptățesc. Și doar am scris trei cuvinte. Mă căiesc, îmi pare rău, sunt păcătos. Dar în mine ardea dorul de a împărți la toți, să vadă toți acel roman scris pe câteva foi. Și dimineața primesc un mesaj. Dacă mai puteți, iertați-mă. Nu știu ce a fost cu mine. Parcă am fost nebun. Știu că nu ești vinovat, știu că nu-i drept nimic. Acela rău era totul în mine și nu aveam cui îl vărsa. Nu avem cui îl da. Nu știu ce am făcut lucrul ăsta. Și acum mă pregăteam să scriu. Slavă Domnul că ți-i mai ușor. Și mie mi-e ușor și mi-e bine că am tăcut. Te iubesc și te iert. Fraților, vedeți, acest lucru ar trebui să luăm în viața noastră. Eu nu vi l-aș fi spus, dar mă uitam ce luptă aveam. Mă uitam cum omul deodată vrea să se răzbune. Vreau să-i spun înapoi, dar mai ales dacă nu-s vinovat. Dar totuși, prin viață, prin trăire, totuși, suntem vinovați. În fața lui Dumnezeu și în fața voastră. Iubirea, credința, dragostea trebuie să biruie toate. Iubire nu este aceea când o vorbești în cuvinte. Iubire nu este aceea când spui te iubesc, te iubesc, te iubesc. Că devine așa ca un papagal de multe ori, tot repetă cuvintele acestea, te iubesc și eu nu pot fără tine, eu mor fără aceea, fără cealaltă, și imediat în câteva luni toate dispar. De a iubi
este să te jertfești. De a iubi este să te dăruiești. Hristos, Dumnezeu, cu adevărat a iubit. Dumnezeu Tatăl așa a spus, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta și nu s-a oprit aici. Atât de mult a iubit lumea aceasta, căci pe singurul Său Fiu l-a dat ca jertfă de răscumpărare, ca toți cei care vor crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Hristos care a spus că a iubit, El n-a spus numai aceste cuvinte, v-am iubit, ci El a venit pe acest pământ și a întins mâinile pe Sfânta Cruce, pe Golgota. El a murit răstignit pentru păcatele noastre, pentru păcatele mele și ale tale, suflet scump și drag. Și spune că ne iartă pe toți dacă venim la El. Și spune că nu-i niciun păcat care să nu fie iertat. Tot ce am greșit în viața asta, cu voie sau fără de voie, cu știință sau fără de știință, în noapte și în zi, cu simțul, cu privirea, cu toate, cu toate, spune Dumnezeu, nu țin seama din vreme, din neștiință. Și acum poruncesc tuturor oamenilor să se pocăiască și să vină la adevăr. Pocăința nu este să-ți schimbi credința, numele de credincioși. Pocăința, fratele, să schimbi viața ta. Ai vorbit urât până astăzi, să nu mai vorbești. Ai făcut rele, să nu le mai faci. Ai păcătuit, să nu mai păcătuiești. Deci trebuie să punem o stăruință, că spune că dacă faci un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face 100, 1000 spre tine. Apropiați-vă de Domnul. Eu rămân la aceste cuvinte. Vreau să vă spun, tot așa vă iubesc, cum v-am iubit. Și veșnic o să vă iubesc, pentru că voi vă iubiți pe Acel care m-a iubit pe mine. Vă iubiți pe Dumnezeu. Voi veniți la Dumnezeu. Și e nevoie astăzi mare de Dumnezeu. Că tare e greu, frații mei, spun și dragi. Și mari necazuri sunt, dar încă mai mari vin pe acest pământ. Nu spun pentru o spaimă, ci spun pentru nebunia oamenilor. Eu mă înspăimânt ce se petrece astăzi și în conducere, și în țările noastre, și între oameni, și în tot ce este, din rău în mai rău ne duce. Voi știți că acum avem un război și atât de greu războiul acesta, că nu mai știe nimeni câte sute de mii au murit din 13 și până în ziua de astăzi. Sute de mii. Și nimeni nu poate înțelege ce se întâmplă. Nu știm ce se întâmplă, ce se face. Moare un om. Nu se termină că l-am îngropat și cu asta s-a terminat toate. Nu. Vă dați seama câtă durere, e mamă, e tată, e copii, e soție sau soț, îs verișori, sunt atâtea rude. Deci lângă unul care a murit, sunt 100 care plâng și inimi zdrobite. Se varsă sângele, e atâta durere. Și Parlamentul Ucrainei a primit o lege, Convenția din Istanbul. Era nevoie pentru asta? Era nevoie pentru cei care noi am votat ca ei să voteze această lege a nelegiuirii și a păcatului? Să luăm și noi parte cu toți la acest păcat? Desigur că mulți nu știu ce înseamnă acestea lucruri urâte. Deci un copil de 5-6 ani vine și spune că el mâine vrea să fie fetiță, dar nu băiețel. El poate înțelege ce înseamnă asta, fraților? Pentru dânsul o mașinuță, o păpușă, sunt ca niște jucării. Asta este o durere pentru pământul acesta. Sau toate țările în jur, sau țara României, o săptămână de când umblă dezbrăcați, fac paradă pe drumul. Vreau să lupte împotriva legii lui Dumnezeu, să-și facă legile lor. Orientația pe care a votat-o Parlamentul nostru și deputații noștri. Și toate țările așa mărg.
din rău tot în mai rău, frate. Și Dumnezeu nu poate face nimic din cauza răutății oamenilor care nu vreau să se pocăiască și să vină la adevăr. Deci noi strigăm într-una, foc, foc, dă-ne, Doamne, pedeapsă, Doamne. Noi nu oprim păcatul. Și păcatele totdeauna au fost, fraților. Dar acum vreau să le facă lege la păcat. După legea Constituției, ca să aibă toți dreptul. Dacă cineva vrea să trăiască așa, ce trebuie să ieși pe stradă dezbrăcat, să urc, să îmbraci haine de femeie, tu bărbat, și invers? Ce nebunie asta ca să arătăm ce arătăm noi? Asta e o lume bolnavă psihic, fraților. Așa ceva nu există. Ce a făcut Dumnezeu, asta este bun și frumos. Dar din cauza asta vine mânia lui Dumnezeu asupra pământului. Eu acum când văd o familie și când îi văd cu copilaș în brațe, măcar că nu știu cine sunt, m-aș apropia și aș cuprinde, aș îmbrățișa să le mulțumesc pentru frumoasa familie, pentru copiii care sunt fericiți, pentru mama și tata care te poate îmbrățișa, săruta. Cum putem să dărâmăm acestea lucruri sfinte, curate, frumoase și să înlocuim cu niște spurcăciuni murdare, care nu s-au auzit și ți-e rușine să vorbești, ți-e rușine să te uiți, să ieși undeva, să mergi. Au scos copii de 12-13 ani pe stradă cu ei la parad acolo. Noi distrugem omenirea, fraților, nu avem niciun viitor înaintea noastră. Ce frumos a fost anii grei de încercări, de comunism, de ateism, prigoane, închisorile pline cu creștini. Dar credința puternică că mama niciodată nu ne-a lăsat până nu ne rugam la masă, până nu ne rugam înainte de somn. De aceea mamele noastre erau ca un apostol, ca un sfânt și au rămas în casele noastre și în viața noastră și în inima noastră astfel. Noi de aceasta rugăm ca să revină lumea, să se întoarcă, să-L primească pe Dumnezeu. Nu se poate așa ceva, iubiții mei. Dacă ai unele împătimiri, ai unele păcate, ele se vindică prin pocăință, prin spovedanie, prin împărtășanie. E tare greu ca să mergi la întâmpinarea unor păcate. Și cum, ce să facem? Și n-ai voie să vorbești de grabă, să fac legi, că n-are nimeni voie să vorbească, adică că îi judeci pe ei. Noi trebuie să vorbim de acest păcat. Noi iubim și dorim aceste familii frumoase, care le-a rânduit Dumnezeu și atât de frumos, atâta armonie, atâta dragoste. Și apoi le mai dă voie ca să înfieze și copiii. Ce să vadă un copil într-o casă de aceasta drăcească, diavolească? Și din cauza aceasta, mie mi-e frică zi de zi, că tot mai rău și mai rău chemăm asupra acestui pământ. În loc să facem legi, să oprim războaile, nenorocirile acestea care atâta durere ne aduc, noi facem legi pentru păcat și destrăbălare. Dar Dumnezeu să ne ajute, măcar aceștia puțini care sunt. Rugați-vă fierbinte la cer. Vedeți că se usucă totul în jur, că arde totul. Vedeți că se varsă sângele, frații mei. Și nu știm ce ne așteaptă, ce în fața noastră, că știu că tare rău și nimic bun nu este. Rugați-vă fierbinte, voi mamelor. Vă știți cum să vă rugați. Vă nu vă rugați cu gura, cu buzele. Păi vă rugați cu inima, cu sufletul și cu durerea pe care o purtați. Vă rog, rugați-vă fierbinte, sculați-vă noapte, citiți acatiste și nu pierdeți nădejdea. Chiar dacă noi ca copii nu vă ascultăm, poate vă facem durere, poate încă nu ne-am revenit în starea aceasta de om, pentru că astăzi este o educație a internetului și nu mulți ani a rămas, până nu va mai fi niciun telefon, nici nimic, totul va fi pus în om. Înăuntru omul totul va fi. Pentru că spre aceasta merge. Nu merge spre ceva bun. Cum era cândva, știai și a prăși, știai și a lucra acasă. Știai face orice lucru. Acum toți vreau să stei și cineva să le dea. Mama săraca aleargă cu sapa și merge și face copii. Stau la calculatoare, la telefoane și toată ziua pe butoane nu mai apasă.
De asta v-ați îmbolnăvit. Trebuie uleacă să ieșiți la soare, la aer curat, să vă uitați la cer, la pădure, la păsări, la flori, la tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine, omule. Asta păstrați, la aceasta vă chem. Să fiți oameni, să fiți creștini, să rămâneți cu Dumnezeu. Pe mine iertați-mă, fraților, poate am greșit în vorbirea care v-am spus, dar așa de tare mă doare sufletul și aș vrea să ajut omenirea aceasta. Aș vrea să vă întind o mână de ajutor, aș vrea să fiu lângă voi și trebuie să fim, trebuie să facem ceva și știm și credem că credința în Dumnezeu și viața noastră curată ne va aduce mai aproape unul de altul. Și chiar durerile care sunt astăzi pe acest pământ, trebuie să ne apropie unii de alții și să ne ajutăm cât mai mult unii pe alții, că greu va fi și mare durere pe acest pământ. Dar pregătiți-vă încet cu încet să vă întâlniți cu cerul, să vă întâlniți cu veșnicia, să vă întâlniți cu acel care îți va șterge lacrimile tale. O să vă întâlniți acel care o să te primească acolo unde nu-i durere, nici suspinare și nici chin. Vom fi cu toții în slava dumnezeiască, dacă Dumnezeu a spus, eu cred. Pentru că n-au putut să facă nimic, vedeți? Astăzi sărbătorim pe familia țaristă, Sfântul Țar Nicolae și soția Alexandra și cei 5 copii ai lor, care au fost omorâți, vedeți? O familie regală, care se rugau în biserică, veneau, erau unșii lui Dumnezeu, atât de cuminți, ascultători, credincioși. Dumnezeu știe ce moarte groaznică au avut din mâna oamenilor fără de lege. De aceea pe spurcatul Lenin nici pământul nu-l mai primește. Este cel mai blestemat om, care nici pământul nu-l poate primi să fie îngropat. De răul și răutățile pe care le-au făcut în viață. Și vedeți ce familie frumoasă, binecuvântată azi, avem pomenirea lor, biserica noastră ortodoxă, că au fost canonizați. I-au dus noaptea, i-au chinuit și până la urmă i-au aruncat toate fel de chimicate, var, ca să-i mănânce nici oasele să nu rămână nimic din ei. Ce a suferit acea țară, câtă durere a suferit acea țară, revoluții și războaie și foamete și necazuri. Și totuși nu se opresc. Mai departe, varsă sângele oamenilor nevinovați și a țării noastre. Dumnezeu să-i înțelepțească pe toți, să aducă pace, pacea mult așteptată pe acest pământ. Să nu mai îmbrățișați morminte, ci să îmbrățișați tați, să îmbrățișați mame, să îmbrățișați copii. Să nu mai plângeți de durere, ci să plângeți de bucurie, că și iară sunteți la masă cu toții crămăjoare. Așa te rog, Doamne, iartă-ne pe toți de tot ce ți-am greșit în viață. Suntem vinovați, Doamne, pentru aceasta venim la Tine, să ne ierți, să ne ajuți și să ne dai mâna Ta. Și te rog pentru acest popor care te urmează, vină, Doamne, în întâmpinarea fiecăruia dintre noi, ajută-ne și miluiește-ne pe noi. Amin. Vreau ca să vă aduc aminte că ultima duminică din iulie, totdeauna este adunarea mare anuală a oastei Domnului. Vă așteptăm de azi în două duminici ca să fiți alături cu noi și sâmbătă seară și duminică la Sfânta Liturghie. Dumnezeu să vă ajute la toți, să vă binecuvinteze, iubiți credincioși, să fiți tari și una ce vă rog, nu vă temeți de nimic. Cu voi este Dumnezeu. Dacă l-ai pe Dumnezeu, nu-ți poate face nimeni nimic niciodată. Eu nu am timp ca să vorbim mult, să vă rețin. Sunteți obosiți și desigur că biserica noastră atât de frumoasă. Vedeți cum stați în picioare, eu știu că vă dor picioarele. Eu știu că e greu de stat. Însă iubirea vă face. Să cereți Dumnezeu prin jertfă, prin dăruire. Una să stai prin un fotoliu întins și spui că te rogi la Dumnezeu și alta să-ți ostenești trupul și să stai aici câteva ceasuri și să te rogi de Domnului.
El să vă răsplătească la fiecare cu mila și durarea Lui. Amin.